Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a revenit asupra deciziei de a desființa clasa de la liceul din Beceni, așa cum arăta planul inițial de școlarizare aferent anului școlar 2019-2020, o schemă blamată de profesori și părinți deopotrivă. Liderii Sindicatului Învățământului Preuniversitar Buzău au anunțat că în urma unor discuții purtate luni seară cu Ministrul Educației s-a reușit ca o clasă de liceu să fie salvată de la desființare. Este vorba despre clasa de la liceul din Beceni, care odată tăiată ar fi însemnat în timp desființarea unității de învățământ. Practic, dacă anul acesta nu s-ar mai fi permis înființarea unei noi clase de a noua la liceul din Beceni, școala nu ar mai fi existat în 3 ani, odată ce actualii elevi ar fi absolvit. Sub amenințarea protestelor, Ecaterina Andronescu a acceptat propunerea sindicaliștilor buzoieni de a nu tăia clasa de la Beceni, aceștia din urmă renunțând astfel la protestul care trebuia să aibă loc marți în capitală. În final, cei care au fost foarte insistenți au reușit să-și rezolve problema, ei având și argumente în acest sens. De aceea, după primirea telefonului de aseară de la orele 10-11 noaptea, i-am informat pe rețelele de socializare cu privire la faptul că pentru Beceni situația este rezolvată în sensul în care clasa de liceu va rămâne la acest liceu și nu va fi transformată în clasă de profesională. Deci protestul nu s-a mai justificat pentru că toți manifestanții pentru pichetare erau de la acest liceu. Rămân însă celelalte clase ce vor fi tăiate ori transformate în profesională, așa cum își dorește Ministrul Educației. Conform planului impus de minister, la Buzău ar urma să fie transformate în profesională 9 clase de liceu, iar 6 să fie desființate. Ne vom duce în instanță, dar din nefericire, cel puțin pentru anul ăsta nu avem ce să modificăm, întrucât suntem pe ultima linie dreaptă și copiii trebuie să opteze, au fost editate deja broșurile, ar însemna să bulversăm tot, să reluăm tot procesul de înscriere la liceu, lucru care nu se mai poate face în acest moment. Decizia îi nemulțumește complet pe profesori și pe părinți, care spun că oficialii de la București iau decizii fără a ține cont de realitatea din teren.